A da, jupunilor, am dat-o. Lasă-mă, las eu de la mine. Să nu zică unii că, mamă, tu ceri. Lasă-mă că nu cer. Gol 2, ne-au rămas 6 sau 7 meciuri, 2 picuri, un rare gol pack, 2 rare mega pack-uri și 45.000 de coins. 2 picuri, mă. Mamă, 2 picuri, mă, fratele meu. Hai, mă, fă-mi și mie odată o surpriză. Rolalo. Gata, i-am dat la primul pic. Koulibaly și De Jong. În 96. Și Izo, cum zicea cineva. Ha. Luăm Koulibaly, mă, băieți. E prea bun Koulibaly. Bine, nici nu pot să-l joc pe Koulibaly, sincer. Dar aia, îl iau. Văd eu ceva cu el. Hai mă, dăm și mie, mă, Ronaldo, mă. Pe teren se mișcă în poze. Hai mă, dăm Ronaldo, mă. I-am dat. Ce o fi, o fi. Ai de capul meu. Da, mă, s-a dus și visul cu Ronaldo. Ce luăm noi aici? Van Persie, aici sprint speed are 3 weak for medium low. Tadic 2 weak foot. N-ai cum, bă. O să iau Donnarumma, sincer. Altceva n-am ce să iau. Și a picat la pachete. Un team of the season, El Shaarawy. S-a dus și Ronaldo, mă. De aici nu luăm, o caut din pecuri. Ca noi n-am luat niciodată. Mandzukic, 84. Și două rare players, rare mega packs. Ia să vedem. Dă-mă un knockout. A, bineînțeles. Nici măcar board, mare atenție, nici măcar board. Bernardeschi. Avem, dă-mă team of the season. N-a vrut Team of the Season. Hai, unul bun. Matic, 86. Camilogi, da, măcar e workout. Matic, mă. 86. Salut, bine măcar că l-am apă ăsta, 20.000. Cât o fi. Cât e, mă? 30.000. Dacă nimic, e ok și asta. Vedem ce au tovarăși Tadic, Piatic sau De Jong pentru Sergian. Să vedem ce alege. Cel mai bun pull ar fi Piatic și l-a și luat. Iar al doilea este Ilicic, Angelino și El Kayati. Bineînțeles, Ilicic și s-a făcut cu doi atacanți din Serie A. Are și un walkout aici într-un pachet bășinos. Ia să vedem. Sau nu, nu din pack-ul a luat. Aici îl primește pe Rondon. Urmează să primească dintr-un pack bășinos după acest Rondon. Inform de 86, are o valoare pe piață de, nu știu, 50.000. Nu e rău. Din Rare Gold Pack, cel mai bășinos pachet. Ia să vedem ce primește. Primește un albastru și să vedem cine este. Italia Goalkeeper Donnarumma. Nu este rău. Donnarumma a scos ceva bănuți, mai ales pentru gol 3, s-a plătit din nou extrem, extrem de bine. Și da, mă bucur pentru el, chiar avea nevoie. Mergem mai departe și l-avem pe Steliano, zi și twistă, să vedem, Ilicic, Fabian sau Mancini. Eu mă ajut pe Fabian aici, să vedem ce face, se duce și el. Iar al doilea pic,
Să vedem cine este Sirigu Angelino sau Chieșa. N-arată rău Chieșa și el are nevoie de Chieșa. Probabil pe el urmează să-l ia. Nici de cum Angelino, pentru că l-are pe Jordi Alba pe left back. Da, Chieșa și cam asta e.